A fi copil înseamnă bucurie, înseamnă libertate, înseamnă probabil cea mai frumoasă perioadă a vieții. Mă simt copil în inima mea, cu toate că sunt la o vârstă. A fi inocent. Ești foarte liber și vezi chestiile foarte simplu. Să crezi în oameni și să vezi tot ce e frumos. În primul rând, libertate. De ce îți este ție cel mai dor din copilărie? Dor de bunica. De faptul că nu trebuie să te gândești la probleme de zi cu zi. De timpul acela interminabil. Este dor de primii ani când mergeam la grădiniță. Grupul care eram, când eram mici, la bloc, eram o grămadă de copii. De brațele mamei, când cădeam și mă juleam la genunchi. Părinți, când mă plimbau și mă învățau să merg cu bicicleta sau cu rolele. În copilărie am petrecut foarte mult timp cu familia. Cum era acum vara, mergeam pe Someș, mergeam la adunat de frăguță, primăvara la pădure mergeam, după ghiocei, după viorele. Eugenia. Eugenia. Da, era cel mai bun dulce care l-am putut avea. Joacă până te cheamă părinții acasă. Plimbatul ăla pe iarbă de scult. Asta îmi lipsește acum. Acum nu mai am timp de asta. Cum ar fi pentru tine o lume fără copii? Nu se poate imagina. O lume foarte tristă. Da, goală. Lume săracă. Ar fi prea rigidă, prea programată. Am vedea lumea mult mai pragmatic. Știi? Am vedea-o mult mai tehnic, mai materialist, cred. Nu ne-am dat seama de unde am venit și unde putem ajunge. Fie o lume gri, da, și supărată. Am 3 fetițe și mă simt foarte fericit. Asta e viața, e sufletul, mai ales a noastră, a bunicilor. Copiii ne dau, ne binecuvântează cu ajutorul lui Dumnezeu, cu multă dragoste. Ce crezi că putem învăța noi de la copii? Eu deja învăț multe. Să apreciem și lucrurile mărunte. Ei când spun ceva, spun de exact ceea ce gândesc. Blândețe, învățăm iertare. Să ceartă și să împacă imediat. Ei văd toate culorile oriunde. O să spun, uite, o frunză portocalie în vârful copacului și noi ne uităm la pietrele de pe jos. Nu pun etichete la oameni. Ei nu fac diferență, că ce limbă vorbești și una, două se adaptează unul cu alălalt. Copiii vorbesc același limbaj. Cred că putem să învățăm, în primul rând, ce înseamnă bucuria pură și dragostea pură. Ei le dau astea necondiționat. Să fim cât mai simpli și să vedem bucuria în chestii simple. Ce am putea noi, adulți, să le transmite copiilor? Afecțiune, iubire. Să-și trăiască inocența, că acum se duce din ce în ce mai repede. Să nu se lase influențați de lumea din ziua de azi și de direcția în care merg. Răbdare să aibă cu cei în vârstă, să înțeleagă că au fost și ei odată tineri și totuși tinerețea o lăsa pentru nepoți. O urare pentru copii de 1 iunie. Să aibă o copilărie minunată, e cel mai frumos lucru de pe lume. Să se joace și cu noi. Să-și facă cât mai mulți prieteni din copilărie. Să iasă afară din casă, să se lovească, să-și julească coatele și genunchii, ar fi cel mai important. Să trăiască copilăria, să nu se grăbească, să devină mai maturi. Să își dea seama cât de repede trece și să prețuiască tot timpul ăsta. Pentru mine, viața așa fără un copil, parcă nu e deplină.